Prima mare sărbătoare din postul Crăciunului. În fiecare an, la data de 21 noiembrie, creștinii cinstesc intrarea Maicii Domnului în biserică. Sărbătoarea, denumită în popor Vovidenia sau Ovidenia, amintește de ziua în care sfinții Ioachim și Ana au adus-o pe fiica lor Maria în vârstă de 3 ani la templu. Aici a fost întâmpinată de marele profet Zaharia, tatăl sfântului Ioan Botezătorul, care a adus-o în cea mai sfântă încăpere din acest loc, unde va rămâne până la vârsta de 15 ani. Biserica Ortodoxă prăznuiește acest praznic din secolul VIII, Biserica din Apus, ceva mai târziu. Noi creștinii ne bucurăm că biserica noastră are ca ocrotitoare pe Născătoarea de Dumnezeu. Intrarea în Biserica Maicii Domnului este cunoscută și sub denumirea de Sărbătoarea Luminii. Pentru ca bucuria sărbătorii să nu fie umbrită de post, biserica a rânduit ca pe 21 noiembrie să fie dezlegare la pește. Numele de Vovidenie provine din slavonă și înseamnă ceea ce se face văzută. Tradiția populară spune că de Vovidenie se deschid cerurile, iar animalele vorbesc. În această zi se aprind lumânări, mai ales pentru cei adormiți, și se împart pomeni. Totodată copiii pun crengi de măr în vase cu apă care vor înmuguri și înflori pentru a fi folosite în noaptea de anul nou, drept sorcove. Conform credințelor populare, dacă noaptea de Vovidenie este senin, anul viitor va fi secetos, iar dacă va ninge, va fi o iarnă bogată în zăpadă.